cel puțin mie inima îmi bate mai repede, pentru că pe scenă urcă în câteva clipe Esther Alexandra Crețu. Are 25 de ani. România o știe ca Esther Pioni. Numele Pioni este de la Bujor. Pe mama ei o cheamă Bujorica. E o fată frumoasă care și-a descoperit pasiunea pentru muzică în copilărie, pe când locuia în Montreal. A început să studieze jazz la 8 ani. S-a întors în România și s-a înscris la secția de pian a școlii de artă Dinu Lipati din Pitești. Iată, a filmat postcardul în stațiunea de ski Hermon, singura pentru sporturi de iarnă din Israel, situată în înălțimile Golan, în nordul extrem al țării. România intră în concurs cu numărul 6. Hai, România! Bravo, Esther!